Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Vă salut în această zi de duminică. Astăzi ne-am propus să discutăm despre un eveniment care a avut loc recent la Iași. Este vorba de Conferința Episcopilor din România. Îi salut pe invitații acestei emisiuni cu care vom analiza ceea ce s-a făcut la această Conferință a Episcopilor. Mai întâi îl salut pe Preasfințitul Petru Gherghel, episcop romano-catolic de Iași. Bine ați venit în emisiune, de fapt, bine ați revenit. Bine am regăsit în această emisiune frumoasă, deținată unui problematic deosebit de important. Și bun venit și monsignorului Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic din Iași, și dumnealui a mai fost gazdă a unor asemenea emisiuni. Bine v-am găsit. Vă propun pentru început să urmărim un reportaj realizat de colegii de la TVR Iași, chiar în zilele în care a avut loc această conferință a episcopilor, și apoi vom reveni în studio pentru a comenta. Cea de-a 63-a sesiune plenară a fost onorată de prezența ambasadorului Vaticanului la București, arhiepiscopul Miguel Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, și de prezența monseniorului Dario Vigano, prefect al Secretariatului pentru Comunicații Sociale al Sfântului Scaun. La acest eveniment a participat și episcopul romano-catolic de Chișinău, excelența sa Anton Coșa. Conferința Episcopală Română este importantă pentru întreaga noastră Românie, țară, unde se adună toți episcopii, atât latini și orientali. Sigur, și sunt și unii invitați. Are loc de două ori pe an, sesiune de primăvară și sesiune de toamnă. Suntem onorați cu atât episcop, sigur, și cu prezența nunțiului apostolic Miguel Buendia și cu vetați de la Vatican, monseniorul Vigano, care ne-a vorbit despre mass media, și cu toți ceilalți episcopi care au venit. Este vorba de un interes pe care îl are întreaga biserică pentru trăirea astăzi a credinței în condițiile noastre și de aceea ne bucurăm. Am ținut să le arătăm tuturor episcopilor noștri și celor veniți din afară ce valoare are Iașul. În cele trei zile ale conferinței, munca de reflecție s-a împletit cu rugăciunea și cu celebrarea Sfintei Liturghii. Episcopii au celebrat două liturghii solemne în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași, atât în rit latin cât și în rit bizantin. Programul cuprinde și o vizită la Cotnari, unul dintre vechile centre catolice moldovenești. Conferința Episcopilor din România, instituție bisericească permanentă, a luat ființă în 1991 și reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din România. Pentru biserică, media sunt un mare areopag, cum spunea Papa Ioan Paul al II-lea. Astăzi este o realitate în care trăim, pentru că biserica transmite mesajul acolo unde bărbații și femeile se găsesc. Ei sunt pe străzile informatice digitale, unde e prezentă și biserica. În România sunt 16 episcopi, 6 dieceze romano-catolice și 6 eparhii greco-catolice. Președintele și vicepreședintele Conferinței Episcopilor sunt aleși pe baza alternanței celor două rituri. Sunt într-adevăr fericit să revăd Iașul cu alți ochi în alte timpuri și mai ales să-l văd în această postură în care primește Conferința Episcopilor Catolici din România, pentru a arăta, pe de o parte, importanța acestei localități, importanța Bisericii Catolice de aici, din Moldova, iar pe de altă parte să putem arăta și Iașului și celorlalți din țară unitatea conferinței noastre, unitatea catolicilor de ambele rituri din România. Dieceza de Iași a mai găzduit alte reuniuni ale episcopilor catolici din România între 1995 și 2013. Am urmărit așadar imagini de la Conferința Episcopilor din România, mai precis am urmărit imagini de la una dintre liturghiile care s-au ținut în Catedrala din Iași. Am revenit în studio alături de invitații noștri care ne onorează la această emisiune, Preasfințitul Petru Gherghel
și Monsignorul Benone Farcaș. Preasfințite, de ce a fost ales Iașul tocmai pentru ca să fie gazda acestei sesiuni a Conferinței Episcopilor din România? Pentru că Iașul este la inima tuturor episcopilor și sigur că pe noi ne-am bucurat că a venit rândul Iașului să găzduiască această conferință episcopală. Este a șasea oară de când au început aceste întâlniri, când episcopii toți au fost și vin la Iași. Și sigur că e o bucurie pentru noi, așa cum am și arătat și manifestat în aceste zile, primindu-i pe toți cu mare bucurie și entuziasm la rugăciune, la muncă, la analize, la vizite, pentru că Iașul reprezintă pentru toți o capitală, o capitală a spiritualității, așa cum se știe, iar pentru noi un centru, centrul Episcopiei de Iași, aici cu istoria sa și cu istoria acestui centru de ani de zile. Noi ne-am bucurat și ne bucurăm mereu când e posibil să ajungă o conferință la Iași. De fapt, poate fi odată la 6 ani, 5 ani, când trece peste tot conferința episcopilor, pentru că în alternanță trece pe la toate centrele episcopale și eparhiale. În calitate de gazdă, sigur că ați avut mai mult de muncă pentru a pregăti această conferință a episcopilor, dar ce a însemnat pentru dumneavoastră în calitate de gazdă? A fost o împlinire, o bucurie, a fost o insistență ca episcopii să ajungă din nou la Iași și trebuie să spun că munca a fost răsplătită cu această bucurie a întâlnirii. Noi, sigur că am avut și avem colaboratori destoinici și toți au ieșit în întâmpinarea oaspeților în frunte cu episcopul nostru auxiliar Aurel. Sigur că a fost pentru noi moment de a arăta fraternitatea noastră și disponibilitatea noastră pentru a lucra împreună, pentru a ne ruga împreună. Care au fost participanții? Așa cum deja am auzit, participanții sunt din toate diocezele și eparhiile din România, a romano-catolicilor și a greco-catolicilor. Sigur că, în afară de eminența sa, cardinalul Lucian, care sigur are condiția lui de sănătate, n-a putut să vină, toți ceilalți au venit. 6 dintr-o dioceză, 6 din alta, cu auxiliarii care vin, sigur, să se adauge la cele 12 centre episcopale. Sunt 4, așadar, 16 episcopi au fost prezenți aici la noi la Iași în acest moment al conferinței. La finalul conferinței s-a dat și un comunicat de presă în care am aflat care au fost subiectele abordate în cadrul acestei conferințe. Așadar, pe scurt, așa, care au fost temele principale? Viața bisericii, în primul rând, și sigur că în biserică sunt atâtea realități, iar cele mai importante sunt credința, morala și pastorala. Noi am avut, sigur, o grijă deosebită să discutăm în aceste zile despre familie, despre tineri, despre mass media, slujba vestirii Evangheliei, despre activitățile noastre de zi cu zi, despre referendumul despre care vom mai auzi și sigur că l-am discutat în mod serios pentru a apăra demnitatea familiei, care este formată dintr-un bărbat și o femeie. O familie care are o origine sacră. Și cu atare, sigur, problemele ne-au făcut să fim plini de entuziasm și de preocupări, pentru că, sigur, că toate trebuie să rezolvate și noi vrem să ne aducem aportul nostru toți împreună. Tinerii sunt cu adevărat o speranță pentru biserică și de aceea ei au fost în centrul atenției noastre. Comunicatul reprezintă cu adevărat toate temele și celelalte amănunte care au avut loc în timpul acestei conferințe episcopale. Vom lua așa pe rând punctele principale care au fost analizate. Între timp am urmărit și imagini din cadrul acestei conferințe a episcopilor.
Monseniore, și dumneavoastră ați fost prezent acolo, ați vorbit episcopilor. Despre ce ați vorbit? Am avut prilejul de a prezenta episcopilor anumite probleme împreună cu un alt coleg, profesor la seminar, Părintele Pătrașcu, anumite probleme de natură canonică. În ceea ce privește ultima exhortație apostolică, Amoris Laetitia, a Sfântului Părinte Francisc, precum și alte aspecte care necesitau o informare a conferinței episcopale, pentru ca episcopii împreună să analizeze aceste situații și spre binele poporului creștin să poată lua anumite decizii. Dar s-a vorbit acolo în cadrul conferinței și despre tineri, despre vocații, despre vocațiile adulte, în ce context și... Societatea de astăzi prezintă mai multe provocări în ceea ce privește vocația la Sfânta Preoție, astfel că în prezent, mai mult decât altă dată, se prezintă la seminar tineri care doresc să urmeze parcursul de formare pentru a deveni preoți, tineri care au o vârstă mai înaintată, tineri care au absolvit deja o facultate, poate au lucrat, au desfășurat anumite activități. Și în această situație se pune problema pregătirii lor diferențiate de sistemul pe care îl avem implementat în prezent, unde în seminar sunt tineri de o vârstă relativ mică, 20-25 de ani. Și în această situație este necesară o nouă abordare pentru a putea oferi acestor tineri un alt mod, o altă formare, un alt parcurs adaptat vârstei și experienței lor pentru a putea ajunge la Sfânta Preoție. O altă temă abordată de conferința episcopilor a fost și cea legată de familii. De ce s-a simțit nevoia să se trateze despre această temă? Pentru că astăzi sunt o mulțime de pericole care se atacă familia și familia este într-o situație dificilă. Pentru că sunt multe curente care contravin idealului pe care l-a avut și l-are familia în lumea aceasta, în societatea de astăzi și în biserică. Aceea, biserica trebuie să se preocupe de această celulă fundamentală a societății și a bisericii. Familia este cea care face ca viitorul nostru să fie sigur. Fără familie, totul se poate ruina. Aceea, sigur că biserica a avut mereu această grijă, a oferit acestei taine o analiză profundă, a voit ca ea să fie cu adevărat considerată ca o taină, ca un sacrament de mântuire și pentru viața lumii de o așa de mare importanță. De aceea, toți episcopii, toți au voit să scoată în evidență că nu numai ei, nu numai cei din biserică, preoți sau, mă rog, cei din viața consacrată, ci toată lumea trebuie să se mobilizeze în a apăra și a prezenta această demnitate a familiei creștine în lumea de astăzi. Iată una dintre preocupările mari pe care le-a avut și de data aceasta conferința episcopală, mai ales în urma celor două sinoade care au fost celebrate tocmai pentru a pune în evidență și greutățile prin care trece familia, mai ales frumusețea familiei, vocația ei și cum trebuie să fie ocrotită, apărată și însoțită familia în societatea de astăzi. Deci este o activitate pe care biserica o coordonează, aș spune eu, în mijlocul poporului creștin și în societatea întreagă. De altfel, familia este pe agenda de lucru și a societății. Acum se discută de necesitatea unui referendum, dacă să aibă loc sau să nu aibă loc, în urma semnăturilor adunate. Conferința episcopilor în România s-a pronunțat într-un fel sau altul cu privire la acest referendum? Conferința episcopilor din România, știind de cele 3 milioane de iscălituri care vin din poporul creștin, din tradiția noastră, sigur că a considerat că trebuie dusă mai departe această lucrare.
și susține întru totul acest referendum. Numai că îl susține, ci se roagă pentru acest referendum și insistă ca toți să se îndrepte spre un asemenea moment decisiv. Pentru că altfel România noastră intră într-o degringoladă, aș spune, și viitorul ei este afectat, nu numai România, ci întreaga societate. Și sigur că pentru asta noi am insistat și insistăm să se păstreze această voință a majorității. Dar, sigur, majoritatea aici, și cred că are un cuvânt de spus, dar, de fapt, acestei esențe a familiei, cu care este deja înregistrat orice om, care este înnobilat orice om și întreaga societate și, într-o chip deosebit, biserica. Biserica o consideră ca una dintre valorile cele mai mari pe care Dumnezeu le-a oferit omenirii, creaturilor. Să amintim telespectatorilor că acest referendum se referă la modificarea acelui articol din Constituție și la precizarea că întotdeauna căsătoria trebuie să se refere la legământul dintre un bărbat și o femeie. Acum, articolul din Constituție este foarte ambigu și nu se înțelege clar. Era vorba de o expresie, două persoane libere. Aici pot intra orice fel de, știu eu, afirmație. De când se va preciza clar că așa cum a fost și rămâne mereu familia, o comuniune între un bărbat și o femeie, atunci cu adevărat această instituție divină va putea să-și continue misiunea sa. Ne bucurăm că sunt astfel de inițiative în societate. Sunt discuții, dar mai ales ne bucurăm că este apărată și trebuie să fie apărată această instituție de care noi depindem. Noi n-am fi aici dacă n-am fi avut părinți, tată și mamă, bărbat și femeie. Nu așa două persoane care se întâlnesc, pentru că acestea nu produc viață. De altfel, Conferința Episcopilor, am văzut că a dat și o scrisoare pastorală în care îndeamnă pe toți să participe la un eventual referendum și să se pronunțe ca atare pentru valorile familiei tradiționale, familiei așa cum este întâlnită în Sfânta Scriptură și a familiei naturale în cele din urmă. Conferința întreagă, dar și fiecare episcop în parte, este chemat să se îndrepte spre toți enuriașii credincioșii pentru a-i mobiliza într-o astfel de operă de demnitate și de speranță pentru viitor. Monseniore, în cadrul conferinței a participat și de la Vatican responsabilul cu comunicații sociale, Monseniorul Dario Vigano. Care e rolul acestor comunicații sociale în biserică și care a fost rolul acestui oaspete în cadrul conferinței? Prezența Monseniorului Vigano este un semn clar al grijii și al preocupării bisericii pentru ca activitatea pastorală să folosească toate mijloacele pe care le are societatea astăzi la îndemână pentru, în toate dimensiunile acestei pastorale. În predicarea Evangheliei, în cateheză, în învățământ, în predică, pentru că orice metodă este potrivită pentru a prezenta, pentru a transmite oamenilor mesajul evanghelic. Și tocmai acest fapt l-a scos în evidență Monseniorul Vigano în intervenția sa, exprimând dorința bisericii de a se folosi, de a fi folosite aceste mijloace moderne de comunicare. Secretariatul pentru Comunicații Sociale este unul relativ nou înființat în biserică și are tocmai acest scop de a coordona și de a promova folosirea mijloacelor moderne în pastorala noastră. Sunteți și profesor de drept canonic. Vrem să ne apropiem mai mult, să înțelegem care e rolul Conferinței Episcopilor și ce înseamnă, de fapt, Conferința Episcopilor. O conferință a episcopilor este adunarea tuturor episcopilor dintr-un anumit teritoriu sau o anumită regiune, prin care ei se străduiesc să cunoască mai bine situația din teritoriul respectiv și să organizeze mai bine activitatea
spirituală, catehetică, pastorală și chiar administrativă, totul spre binele poporului lui Dumnezeu. În România, conferința episcopală este, am putea spune, unică, deoarece ea cuprinde episcopii atât de rit latin, cât și de rit oriental. Cuprinde acele comunități, episcopii acelor comunități care vorbesc diferite limbi, limba română, limba maghiară, limba germană. Și din acest punct de vedere, Conferința Episcopală Română este cu adevărat unică. Episcopii au datoria, în baza normelor canonice și a statutului Conferinței Episcopale, să analizeze toate situațiile care se ivesc în timp, în biserică, să le găsească o soluție și să le pună în practică, în dependență de specificul fiecarei comunități în parte. S-a spus deja că în România ne referim la 6 episcopii romano-catolice și 6 greco-catolice, dar despre câți catolici vorbim în România, preasfințite? Sigur că aici trebuie să facem și un parcurs istoric, să vedem cum a fost, cum a crescut comunitatea creștină, comunitatea credincioșilor catolici. Actualmente, noi avem în registrele noastre, în întreaga Românie, cuprins fiind toți cei care sunt membri ai Bisericii Catolice, fie români, fie unguri, maghiari, fie nemți, fie polonezi, fie slovaci. În jur de 1.100.000, după calculele pe care le avem noi în anuarul pontifical sau după declarațiile fiecarei dioceze și fiecarei eparhii. Într-un fel de expresie de 6% din populație, populația aparține Bisericii Catolice. Și sigur că e un număr care ne determină să ne îngrijim de ei, ca împreună cu ceilalți care sunt de alte convingeri religioase, să poată contribui la viața de astăzi și sigur că la speranțele de viitor ale românilor. Și în dieceza de Iași, câți catolici sunt? Dieceza de Iași, sigur că a avut un număr mai mare cu câțiva ani înainte, eu zic că rămâne același, pentru că acum, după 1989, foarte multe familii au luat drumul emigrării. Au ajuns în diferite țări, Italia, Spania, Anglia, Irlanda, sigur, cele din jur, fără doar și poate. De la 250.000 de credincioși care sunt în teritoriul diocezei de Iași, Moldova și Bucovina, sigur că am ajuns acum la 210.000, pentru că peste 40.000 de credincioși au plecat singuri sau cu familie. E un fenomen care, într-adevăr, ne întristează, de aceea spuneam că pentru aceste familii trebuie să avem o grijă și aici și acolo unde se duc. Noi, ca și biserică, ne îngrijim de ei, chiar dacă ei sunt departe, avem păstori care îi însoțesc și ajută. Așadar, cred că acest procent de 6 spre 7% este un procent ce ne obligă să ne oferim cu toată suflarea și cu toată inima. Suntem chiar la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc mult pentru participare. O ediție în care am discutat despre un eveniment care a avut loc la Iași, Conferința Episcopilor din România. Am înțeles și cum se organizează în fiecare țară asemenea conferințe și cum este și în țara noastră. Vă mulțumesc, preasfințite, pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, monseniore Venone Farcaș, pentru participare. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragii telespectatori, că ați rămas cu noi această jumătate de oră. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. Până atunci, vă doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în casele dumneavoastră.